În seara zilei de 10 octombrie 2013, în jurul orei 19, am fost sesizat că pe bulevardul Toris, în zona Dacia, s-a văzut un accident rutier soldat cu vătămare corporală unei persoane. În primele cercetări, s-a constatat că conducătorul unui autoturis Peugeot a croșat o persoană care traversa pe marcajul pietonal din dreapta acestuia. În urma accidentului, pietonul a fost transportat la spital. Tânăra de 24 de ani a fost transportată de urgență la spital, iar medicii spun că aceasta a scăpat doar cu leziuni minore în urma accidentului de circulație. Șoferița care a lovit-o pe trecere a fost testată pentru determinarea alcoolemiei, iar rezultatul a stabilit că nu a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Cu toate acestea, femeia spune că accidentul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă și nici măcar nu știe exact cum s-a întâmplat. S-a întâmplat. De unde veneați? De pe Lăpușneni. Era pe trecere? Nici nu mai știu, că m-am trezit cu dânsa peste mașină. Polițiștii de la rutier au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului de circulație. Pe numele șoferiței a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală.